Stimați ascultători, sunt Victor Dobrescu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Adevăruri Esențiale. Astăzi vă supun atenției următorul subiect, adevărul despre formarea unui caracter ca al Domnului Isus. În ediția trecută am precizat că Domnul Isus a evidențiat două lucruri pe care trebuie să le învățăm în mod special de la Mântuitorul nostru, când declara: învățați de la mine, fiindcă eu sunt blând și smerit cu inima, și anume, blândețea și smerenia. Acestea sunt două virtuți care trebuie să facă parte din fibra morală a personalității noastre înnoite. Ele trebuie să fie înrădăcinate în temelia caracterului nostru creștin, care se realizează prin înnoirea minții noastre, înlocuind obiceiurile rele, viciile, cu obiceiurile bune pe care le numim virtuți. Totalitatea virtuților alcătuiesc un caracter integru, un caracter nobil, iar totalitatea viciilor reprezintă un caracter abject, un caracter rău. Premisa de la care pornim este că orice viciu se poate schimba și se poate înlocui cu virtutea opusă. De exemplu, violența, care se manifestă prin impulsivitate, nestăpânire, agresiune verbală și fizică, poate fi înlocuită cu blândețea, iar mândria, care se manifestă prin trufie, îngânfare, putând degenera într-o purtare obraznică și sfidătoare și într-o atitudine de mândrie disprețuitoare, poate fi înlocuită cu smerenia. Pentru această schimbare este nevoie de voință. Deci, scopul nostru este să devenim blânzi și smeriți asemenea Domnului Isus. Însă, dacă nu ne schimbăm felul de a gândi cu privire la un viciu sau la un obicei care nu-L onorează pe Dumnezeu, nu ne putem schimba caracterul. Fără schimbarea caracterului, nu permitem Domnului Isus Hristos să trăiască în noi. Să nu uităm că este posibil ca un copil al lui Dumnezeu să posede o viață nouă, un duh nou, dar nu și o minte nouă. Poate că suntem dintre cei la care se constată că, deși duhul ne-a fost înnoit, regenerat, mintea ne-a rămas tot cea veche. Vă mărturisesc că în noaptea de 25-26 martie, 1995, pe la ora 3:30, când vila numărul 5 din Poiana Țapului, unde eram internat, a luat foc, deși am luat hotărârea de a-L primi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele, au mai trecut încă 11 luni până în luna februarie 1996, când, fiind reinternat iarăși în Poiana Țapului, în vila numărul 7, am luat decizia de a renunța la pasiunea mea pentru șah. Am abandonat competițiile la șahul prin corespondență și m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute să trăiesc călăuzit de Duhul Sfânt și să pot studia Biblia cel puțin 20 de ani. De aceea este necesar să renunțăm la obiceiurile care ne împiedică să ne lăsăm modelați prin transformarea minții noastre de către Duhul lui Dumnezeu. În acest proces de formare a unui caracter integru, există o sinergie, o coordonare între credinciosul care l-a acceptat ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos și Dumnezeu manifestat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În urmă cu 24 de ani, în a doua săptămână a lunii aprilie, am descoperit 6 etapele strategiei și tacticii de metamorfozare a minții care se pot aplica la formarea unei virtuți în detrimentul unui viciu, folosind ca obiect de studiu și de informare aplicată Sfânta Scriptură. În primul rând, pentru a învăța lecția blândeței și a smereniei, pentru schimbarea minții, întotdeauna ne vom ruga continuu ca Domnul Iisus să ne ajute să învățăm de la El și să ne învețe prin Duhul Sfânt să ne formăm un caracter ca al Său. În al doilea rând, folosind o concordanță biblică, scoatem din Biblie versetele biblice în care vedem ce spune Dumnezeu despre violență și aroganță, dar și despre blândețe și smerenie. În al treilea rând, memorarea versetelor, fixarea lor în minte printr-o repetiție continuă. În al patrulea rând, meditarea și cugetarea la implicațiile lor în viața noastră. Este o etapă grea, pentru că de obicei voința nu este determinată de logică, ci de sentimente. Însă, trebuie să conștientizăm tot timpul că Duhul nostru regenerat este călăuzit de Duhul Sfânt, care este motorul voinței noastre. Prin nașterea din nou, a apărut în noi repulsia față de păcat și trebuie să luptăm să impunem în noi obiceiuri noi, virtuți care sunt calități ale roadei Duhului Sfânt. În al cincelea rând,
Distrugerea viciului violenței și aroganței se realizează prin identificarea situațiilor și persoanelor față de care noi trebuie să manifestăm blândețe și smerenie. În al șaselea rând, punerea în practică trebuie să țină cont de următorul principiu testat în practică. Orice obicei nou ca să se fixeze, trebuie practicat cel puțin 3 săptămâni zi de zi. Trebuie să ne planificăm bine acțiunile și să perseverăm pentru a eradica vechiul obicei și a se imprima cel nou până se înrădăcinează în caracterul nostru. În fiecare zi vom face bilanțul luptei, ne bucurând de victoriile zilei, de biruințele ei, dar nu abandonăm lupta din cauza înfrângerilor temporare. Atunci când dăm dovadă de blândețe, s-a consemnat că îi tratăm pe toți oamenii cu o politețe perfectă. Putem să fim delicați și totuși să nu fim slabi. Blândețea este virtutea în care relațiile noastre cu noi înșine și cu semenii noștri pot deveni perfecte și complete. Este clar că nimeni nu poate să câștige acea autostăpânire pentru sine și prin sine însuși, ci prin ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Blândețea face parte din roada Duhului Sfânt și este puterea prin care forța dinamică și explozivă a pasiunilor este utilizată în slujba oamenilor și a lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scria tânărului prezbiter Timotei în a doua sa epistolă în capitolul 2: Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, fiindcă știi că dau naștere la certuri și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului, și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia. La fel și apostolul Petru sfătuia pe creștini în prima sa epistolă în capitolul 3. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Zmerenia este starea de modestie a omului în comportamentul și activitatea sa, stare opusă mândriei. Zmerenia este o cunoaștere de sine în raport cu Dumnezeu și cu semenii noștri, dar care trebuie cultivată și păstrată permanent, fiind un dar divin dat omului de către Dumnezeu. Zmerenia este o imitare a Domnului Iisus Hristos, care s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, așa cum a scris apostolul Pavel în epistola către Filipeni în capitolul 2. Domnul Iisus ne cheamă să luăm și jugul său asupra noastră, jug care nu este o metaforă, ci este o realitate spirituală ca și crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de noi și noi față de lume, așa cum a scris tot apostolul Pavel în Galaten la capitolul 6 cu versetul 14. În mod conștient trebuie să purtăm jugul Domnului Iisus, care constă, conform revelației divine, în ascultare și supunere deplină și permanentă față de Dumnezeu, Tatăl Duhurilor, pentru ca să putem trăi o viață spirituală autentică doar prin călăuzirea Duhului Sfânt din noi. Singura definiție biblică a vieții autentice de creștin o găsim într-un singur loc din Sfânta Scriptură. Ea a fost scrisă de Apostolul Pavel și o putem citi în Epistola către Galateni în capitolul 2 cu versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Noul legământ vorbește despre răstignire din punct de vedere al sfințeniei în două moduri distincte. Primul este referitor la moartea noastră față de păcat prin identificarea cu Domnul Iisus Hristos. Cel de-al doilea este referitor la moartea noastră față de sine prin imitarea Domnului Iisus Hristos. Dar despre adevărurile acestea într-o ediție viitoare. La finalul acestei ediții vă rugăm să rețineți următoarele adevăruri esențiale.
Totalitatea virtuților alcătuiesc un caracter integru, un caracter nobil. Iar totalitatea viciilor reprezintă un caracter abject, un caracter rău. Dar orice viciu se poate schimba și se poate înlocui cu virtutea opusă, prin conlucrarea dintre Duhul Sfânt și voința omului călăuzit de Duhul Sfânt într-o perioadă de minimum 21 de zile. Supunându-ne autorității Domnului Iisus Hristos și lăsându-ne călăuziți de Duhul Sfânt care locuiește în duhurile noastre, pecetluite pentru ziua răpirii bisericii, vom putea trăi o viață spirituală autentică, lăsând pe Domnul Iisus Hristos să trăiască în noi și prin noi, onorând astfel dragostea lui Dumnezeu pentru noi credincioși. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii Adevăruri Esențiale și doresc să ne auzim cu bine la următoarea ediție. Până atunci, toate cele bune!